Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. După cum probabil ați văzut, suntem împreună cu domnul Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu, căruia îi spunem bine a revenit în studioul nostru. De fapt, în formula asta, cred că e prima dată. Bine v-am regăsit, vă doresc la mulți ani dumneavoastră, colaboratorilor și celor care vizionează emisiunile dumneavoastră. Vă mulțumim. De fapt, astăseară nu am dorit neapărat să vorbim cu directorul, cu managerul de liceu, dar asta nu înseamnă că nu o să avem și pe domeniul acesta, ci să vorbim cu profesorul de matematică, cel care are o carieră în spate în acest domeniu și care, printre multele cărți care le-a scos de-a lungul anilor, acum să spunem, la sfârșitul acestui an, a mai scos una din ele, o carte, o culegere, practic, de probleme publicate în diferite reviste de matematică. Și, de fapt, practic, la noi e și lansarea. Am reușit să o devansăm puțin până faceți dumneavoastră lansarea. Iată că facem emisiunea de televiziune în care vorbim și despre această carte destul de consistentă. Da, eu în primul rând vreau să vă mulțumesc și pentru inițiativa de a face această lansare. Noi am discutat mai de multe ori puțin cu privire la lansare. Dumneavoastră ați fost alături de mine și cu alte ocazii pe această temă, dar faptul că se face acest gest de a lansa o carte la televiziune, mie mi se pare măgulitor așa pentru persoana mea, dar și interesant pentru cei care privesc televiziunile noastre, pentru că nu foarte des se văd astfel de evenimente. Iată, eu sunt unul dintre privilegiați, asta datorită postului dumneavoastră de televiziune și, să zicem, cunoștinței dumneavoastră asupra activității mele. Vreau să vă spun că mai face și TVR-ul asemenea lucruri, așa că bine, dacă sigur, ne comparăm cu ei, e foarte păi bine. Și ne comparăm atunci. Să începem discuția despre această carte cu o problemă. Știți că matematica e pe undeva, cel puțin pentru unul care are formație umanistă, este aridă rău. Cu toate acestea, ați făcut multe cărți, ați publicat multe cărți, la unele lansări participând chiar și eu, și vreau să vă spun că, în general, când lansați o carte, și, să spunem așa, opiniile celor specialiștilor sunt destul de favorabile acestor cărți și sunt așteptate până la urmă că rămâneți fără ele foarte, foarte rapid. Care este explicația? Bun, eu vreau să zic că în afară de a fi profesor sau din dorința mea de mic de a mă face profesor de matematică, asta ca urmare a profesorului meu de matematică de la școala generală, de când am învățat în gimnaziu, acum mulți ani în urmă, nu-i mai număr că mă apuc așa puțin tristețea, mi-am dorit în primul rând când am venit în Târgu Jiu ca profesor să am posibilitatea să scot o revistă de matematică. Asta a fost visul meu din studenție. E, sigur, perioada a fost mai dificilă, mai mulți ani la rând, nu s-a putut face acest lucru, dar am reușit în 90, odată cu schimbarea sistemului, să facem o revistă de matematică și informatică din Gorj, pe care am condus-o, am și editat-o la o editură proprie o perioadă de timp și pe care am reușit să o ducem până aproape anul trecut, când a apărut ultimul număr. Intervenia așa posibilitățile acestea financiare, n-am mai reușit anul acesta să mai scoatem această revistă. Și am capitalizat-o în fondul Societății de Științe Matematice, filiala Gorj. Aici am primit și sprijinul președintelui filialei, e vorba de prietenul nostru comun, dacă vreți, directorul de la Colegiul Național, Tudor Vladimirescu, care a preluat imediat inițiativa să mă sprijine în editarea revistei și a mai fost câteva numere destul de interesante. Erau cuprinse în speță probleme propuse ale profesorilor din Gorj, probleme rezolvate de elevii din Gorj, dar între timp au fost cunoscute și în alte județe și am avut onoarea să fim cei care publicăm astfel de materiale și ale altor profesori din țară, profesori de altfel bine cunoscuți. Asta a fost visul meu și, bineînțeles, mi-a și oferit posibilitatea să public o serie de materiale în aceasta. De asemenea, revista care m-a inițiat ca elev în
Tainele Matematice, apoi ca profesor, a fost revista Gazeta Matematică, pe care sunt sigur că știați, dacă toată lumea a știut-o, să-i o cunoaște. Din când eram elev, am publicat soluții la probleme propuse din revistă, a apărut prima dată numele meu, și al meu ca elev al liceului și rezolvitor de probleme, și asta mi-a întărit convingerea că trebuie să mă țin de această revistă, publicație, cât pot eu. Concurența este acerbă și acum, pentru că sunt oameni de mare valoare în țară care publică și au paginile lor acolo aproape de zeci de ani. Și astfel am publicat și mi-am propus să public probleme propuse acolo, de data aceasta și articolașe, mingi de matematică, note matematice, de-a lungul anilor, de la probleme de la clasa 5-a sau pentru elevii de clasa 5-a, până am avut onoarea să mi se publice și probleme pregătitoare pentru Balcaniada sau pentru Olimpiada Internațională de Matematică. Nu multe, dar având în vedere cele ce vă spuneam, că sunt oamenii care au acces la revistă mult mai direct decât mine, m-am bucurat și pentru mine a fost de asemenea o stare așa de fericire pe linie profesională. Bineînțeles, au mai apărut și alte reviste la care am publicat probleme. Este vorba de revista de matematică din Timișoara, o revistă cu tradiție, mai mare decât aproape după Gazeta Matematică. Și acolo, o perioadă de câțiva ani, chiar am fost în comitetul de redacție al acestei reviste. A fost apoi revista Cardinal de la Craiova și, mă rog, alte reviste care mi-au mai căzut în mână și unde am putut să trimit câte o problemă spre publicare. Mi-a venit ideea în ultimul timp, pentru că tot spuneați dumneavoastră așa că se vorbește și la matematică frumos, m-am gândit la poeții care își publică poeziile de-a lungul vieții în diverse jurnale și apoi apare volumul de poezii după ce le-au citit unii dintre cititorii în aceste publicații, apoi le fac într-un volum. Și atunci m-am gândit că revistele fiind multe, nu în toate ai publicate probleme. Se găsesc mai greu cele care, mă rog, îmi caracteriza activitatea de acum 20-30 de ani. Și atunci am luat revistă cu revistă din aceea și am scos problemele care le-am publicat cu numele meu în revistă și le-am strâns în această carte, care este consistentă și din punctul meu de vedere. Multe dintre probleme, așa cum v-am spus, și din articole și note matematice au fost publicate în această revistă de matematică și informatică din Gorj. Pentru că era revista noastră și răspundeam de ea și mi-am asumat și, bineînțeles, având și ocazia să pot să-mi scriu acolo, alături de mulți, foarte mulți colegi din județul nostru. Deci, practic, adună o contribuție importantă și o activitate pe mult mai mulți ani decât ar părea la prima vedere. Deci e o muncă, da, sigur, de câteva munca decenii, mea, să da, înțeleg. Da, sigur că da, și, cum să vă spun, asta a fost dorința. Nu știu dacă posibilitățile intelectuale, cele fizice îmi vor permite să mai scriu vreodată, nici nu mi-am mai propus deocamdată nimic pentru viitorul apropiat, dar acum vă rog să-mi și iertați lipsa de modestie, cred că pentru activitatea mea de o viață în învățământul nostru gorjenesc, în Târgu Jiu, de fapt, vreo 30 ceva de cărți în domeniul matematicii, dar și al managementului, că am mai scris și acolo singur sau ca și coautor, coautor de manual de matematică la clasa 6-a, cu doi profesori de renume din județul Gorj și alții din Craiova, și o serie de alte cărți, cred, deci numărul aproximativ pe care vi l-am spus, îmi dau așa o satisfacție de mulțumire și v-am spus, dacă posibilitățile acestea... Noi vă felicităm și vă urăm să, da, mai, să mai aveți. Asta am spus-o din plăcere, pentru că e, de fapt, o activitate a mea, care n-am concurat cu nimeni, n-am luat din activitatea nimănui, nu m-am bătut cu nimeni pe anumită poziție, a fost o plăcere, un hobby, cum se zice așa mai modern, care mi-a completat, să zicem, bine, activitățile. Bine, la dumneavoastră hobby-ul a fost tot unul și cu meseria. Păi până sigur la a fost pe meserie, bine, că așa nu prea sunt eu talentat în altceva, știi? Și atunci, dacă Dumnezeu mi-a dat cât de cât posibilitatea să înțeleg ceva din matematică, m-am folosit tot de latura aceasta. Noi am pus ca titlul emisiunii acestei profesiune de credință. Și aici se referă, profesiunea dumneavoastră de credință este clar, matematica sau profesiunea de dascăl. Vorbim despre dascălul Petre Ciungu și ar fi bine, vreau să vă spun, dragi telespectatori, eu știu câte ceva de-a lungul anilor, am ajuns să-l cunosc pe domnul profesor, pe domnul director,
în multe chestii, să știu foarte multe întâmplări din viața sa. Dumneavoastră probabil știți mai puține, tocmai de aceea în această seară încercăm să aflăm mai multe. Dumneavoastră ați avut și o, să spunem așa, un destin excepțional. N-ați fost doar în România, ați predat și prin alte părți, în alte țări, ați predat la diverse niveluri, practic aveți o carieră didactică de excepție în spate. Astăseară aș vrea să ne povestiți câte ceva din acea perioadă, dacă toți suntem la vremea amintirilor, inclusiv această carte. Sigur, practic, da. Strângând câte ceva din ce ați făcut în anii aceștia. Mă onorează întrebarea dumneavoastră și vreau să vă spun că în primul rând, în țară am avut posibilitatea, sau, mă rog, legat de activitatea mea de profesor, să lucrez chiar în toate treptele învățământului. De la casa de copii, când am venit în Târgu Jiu, până la universitate inclusiv, unde am predat și mai predau câteodată pe aici, pe acolo, pe unde mai e nevoie de mine. Deci am prins aproape toate clasele. Nu există ceva din învățământul nostru prin care să nu fi trecut și eu puțin ca profesor. Deci, mă rog, visul meu a fost alături de, poate primordial a fost să devin profesor de liceu, a fost să lucrez la facultate și știu mulți din prietenii mei care au fost profesori universitari, care au avut alte șanse, că mi-am dorit foarte mult, dar dacă acest lucru, dar atunci când am terminat eu facultate și n-am terminat-o chiar pe orice poziție, a fost repartiția tuturor absolvenților în țară unde trebuia să ducă la locul de muncă și eu am venit în Târgu Jiu și aici, mă rog, a început pe lângă meserie, a apărut și viața de familie și n-am mai plecat din Târgu Jiu. Dar am avut satisfacțiile mele și în acest domeniu și le am în continuare. Deci asta, cu asta mă mândresc și mândrie, cum să spun, trebuie înțeleasă corect când îmi exprim acest lucru, pentru că e în sufletul meu o muncă de 40 și ceva de ani de profesor de matematică în Târgu Jiu și mă onorează, sper că cei care m-au cunoscut și m-au cunoscut zeci de generații de copii, mii de elevi, mii de absolvenți care au trecut pe la clasele unde am predat eu, majoritatea m-au apreciat direct la timpul respectiv, unii și acum își mai amintesc de mine. Cei care sunt acum pe băncile școlii trebuie și sper, adică nu trebuie, sper să se comporte la fel în viitorul apropiat, pentru că întotdeauna am luat din timpul meu, pe care puteam să-l destinez activităților în familie, turismului, dacă vreți că e la mod acum, sau altor preocupări, și l-am folosit în cadrul instituției de învățământ unde am lucrat. Și n-am avut niciodată niciun reproș dur, să zicem, despre activitatea pe care am desfășurat-o într-una sau alta din școlile unde am lucrat. Bun, și ca să revin la ce m-ați întrebat dumneavoastră cu Marocul de acum ani buni în urmă. N-am spus Maroc, a spus că a spus în afara țării. Așa, acolo am lucrat ca profesor 2 ani de zile, dar acolo a fost altceva, o chestiune de spirit și pot să afirm cu tărie lucrul ăsta. Mi-am dorit, deci ceva inexplicabil în sufletul meu a fost, în creierul meu, în capul meu, de tânăr, de când eram student, mi-am dorit să ajung în această țară, profesor. Deci fără să cunosc mare lucru despre meseria de profesor acolo. Am terminat facultatea, am venit în Târgu Jiu profesor și a apărut din nou concursul pentru, au mai fost colegi de-ai noștri din Târgu Jiu înaintea mea, și a apărut concursul și că nu puteam să plec fără definitiva. După examenul definitiv, imediat au venit marocanii la București pentru a selecta iar un lot de profesori care să meargă în Maroc. Repede am luat-o și eu cu limba franceză, dumneavoastră știți bine că cei de la Real de atunci, noi nu prea eram cu înclinație spre studiul limbilor moderne, nici nu aveau prea mare aplicabilitate la noi pe vremul acela. Repede am luat cărțile, am mai vorbit câte un profesor de matematică, m-am dus la concurs. Norocul meu acolo a fost, iar legat de meseria asta de profesor de matematică, m-a pus să le prezint o lecție în franceză de matematică. Cât am vorbit eu de corect franțuzește, nu știu, dar i-am văzut pe oamenii de acolo că au înțeles lecția de matematică. Știți? Și atunci am plecat în Maroc și iar un fenomen ciudat care mi s-a întâmplat acolo și asta chiar vă pot spune sub cuvânt de onoare, când am coborât din avion pe pământul marocan, am avut senzația că eu acolo am mai fost. Deci nu mi s-a părut absolut nimic străin din tot ce am văzut, fără să fi văzut vreodată meleagurile alea pe unde am ajuns eu profesor. Sau poate într-o altă viață.
Așa am zis și eu, știți, dar poate că exagerăm, n-o fi, o mai fi Eminescu, a zis că totuși e posibil să fie și așa, pentru că numărul sufletelor ar fi finit și atunci tot întrupându-se, vin tot din, de undeva, știți, și trec iar și vin, dar asta e mare și da, grea filozofia. Cu asta marcăm și da, sigur, sărbătoarea exact, Eminescu. Da, da. Da. Și am ajuns într-un orășel, cam așa, de mărimea Cărbuneștiului, undeva mai la vreo 60 de kilometri depărtare de centru de județ, că erau așa departamente, ca și în Franța, ca și la noi. Și am stat un an acolo, singur eram, nu mai erau niciun profesor străin, nu erau decât marocanii și atât. E acolo mi-a prins bine, că într-un an de zile eu n-am avut cu cine să vorbesc altă limbă decât franceza cu copiii, cu elevii și cu toată lumea de acolo, din localitatea asta. Și mi-a prins foarte, foarte bine să exersez. În anul următor m-am transferat la Târgu Jiu, să zicem, sinonimul sau omonimul sau, cum să spun, centru de județ de acolo, într-un oraș foarte cunoscut la vremea, chiar în România, Nador. Acolo s-a făcut un port de muncitorii români de România, deci portul de la Nador, un port extraordinar de mare în care au fost sute de români care au lucrat acolo. Deci când am ajuns acolo era spre final, dar încă am întâlnit acolo sau am găsit foarte mult muncitori și ingineri români în localitatea respectivă. Acolo, mă rog, mi-am luat meseria în primire, am predat la liceu și într-o parte și în alta. Sistemul de învățământ era asemănător ca al nostru, la matematică, în speță, programa nu era deosebită deloc, nu mi-a venit sau nu mi-a fost deloc greu să mă acomodez și am avut bucuria să fiu apreciat de elevii cu care am lucrat și vă spun sincer, aveau și am mai făcut eu comparația cu o școală de la noi, la, atunci când am fost eu, erau elevii de la liceul respectiv, cam cum erau elevii de la liceul Ecaterina Teodoroi de la noi, deci de la Colegiul Național. Buni copii, foarte buni și interesați, deși erau sărăcuți, că erau și cred că mai sunt și acum, nu mai știu ce mai fi pe acolo. Oricum de atâta. Sunt, da, Marocul e cumva în lumea a treia, da. Sigur că da. Dar aveau ambiția să studieze și făceau tot efortul și le plăcea că eu eram la dispoziția lor, aveam și timp, aveam și drag să fac meseria și... Ați mai încercat să reveniți în Maroc de-a lungul anilor, că a fost deci, 2 ani. Da, am fost 2 ani, aș mai fi vrut să mă duc încă 2 ani, am semnat contractele pe încă 2 ani, numai că atunci Ceaușescu a întrerupt relația de colaborare cu Marocul, în ceea ce privește profesorii, spre, poate, cum să spun, în tristarea mea, că mi-au rămas acolo niște cărți foarte valoroase, că n-am mai avut cum să mă mai duc pe ele. Și... Mi-a fost drag să mai lucrez, mi-aș fi vrut să mai lucrez încă 2 ani, ne-au luat locul bulgarii și au lucrat ea în locul nostru, dacă așa a fost timpurile. Dar n-am mai încercat, pentru mine a fost o liniștire a agitației mele interioare de a ajunge acolo, am ajuns, am văzut și m-am liniștit. Deci mi s-a părut că acolo e un loc care îl cunosc, care bine că l-am revăzut și cu asta, gata, am văzut, am plecat, mi-a plăcut și am plecat în România la ai mei. Profesiunea dumneavoastră de credință, aceea de dascăl, deci ați făcut-o și în Maroc, ați făcut-o și la Gor și spuneați dumneavoastră că ați trecut prin toate treptele. Haideți să urmărim puțin și profesorul și directorul Petre Ciungu în anii aceștia de învățământ la Târgu Jiu, din momentul când v-ați întors din Maroc și până în zilele noastre. Da, deci m-am întors din Maroc, eram titular la școala generală numărul 2, școala Ecaterina Teodoroi acum. M-am dus acolo, de fapt am mai fost detașat la un liceu, m-am dus după aceea la școala 2 și acolo, deci eu vă spun cu toată sinceritatea, cine vrea să mă creadă, mă crede, știți? Nu m-am gândit niciodată, deci nici n-am avut în capul meu vreodată să ajung director de școală. În mintea mea era pe atunci tânăr și încă dornic de studiu să ajung un mare matematician. Nu s-a întâmplat, sigur. Dar un matematician așa de... Cărțile vă contrazic, așa, să spunem așa. Sunt alții mult mai mari și posibilități de cercetare cu alte posibilități. Deci niciodată nu m-am gândit la funcția de director. Însă acolo a avut fosta directoare, n-a mai vrut să mai stea, eu eram tânăr... Mi-au povestit, era inspector la inspectoratul școlar, inspector Foș, profesor de-ai mei de la liceu, m-au convins și am devenit director la această școală. Am stat până la Revoluție acolo, după Revoluție am lucrat la inspectoratul școlar și
am fost și inspector de avale, ca să știe și cei tineri, că poate nu știu, dar am fost din mai până în toamnă. Nu mi-a plăcut absolut deloc și o declară deschis. Încă în toamnă m-am dus la fostul inspector general de atunci, prieten cu noi și cred că și cu dumneavoastră îl cunoaște bine, Mihai Mărtoiu, un om deosebit. Da, și m-am dus și am spus, domnul inspector, nu pot să stau aici, deci mă duc la școală. M-am transferat la liceu 4, acolo am stat câteva luni și am ajuns director adjunct. După vreo 2 ani, când a ieșit directorul de acolo la pensie, am luat funcția de director la liceu 4, unde am stat până în 98. În 98 m-am transferat la Virgil Magiaru, fără niciun gând de a ajunge vreodată iar director. Deci mă săturasem, să zicem, între ghilimele așa de activitatea asta la liceu 4. Am și muncit mult și acolo și cei care au absolvit liceul în vremurile acelea știu foarte bine că am reușit ca într-o perioadă de 5, 6, 7 ani cât am fost director acolo și director ajung 2, deci cam 8 ani, să ridicăm liceul numărul 4, nu numai pe latura construcțiilor, pe școală profesională, dar am adus atunci o serie de specializări noi în județul Gorj și a mers foarte bine liceul. Deci s-a ridicat dintre liceele tehnologice, poate pe primul loc printre ele am mers atunci. Și m-am mutat la liceu, deci am renunțat la funcția de director și după aceea m-am transferat la economic, fără gând de a mai ajunge vreodată, nu nici m-am gândit. Însă aceea, după, deci în 98, în 2001, directoarea liceului de la Virgil Magiaru ieșea la pensie, a vorbit pe la inspectorat, m-a convins din nou să mai avea și o glumă, știți, relativ la mine, cu fostul inspector general, profesorul Nicolae Mergea, că zicea, ești un director renumit. Deci mă renumiză, știți, da, așa. Da, da. Și iată, de atunci până acum au fost multe greutăți, pe lângă, dar, cum să spun, n-am fost învins de ele, pentru că am avut și succese pe măsură. De-a lungul acestor ani, cât am fost director și cât sunt încă director la Virgil Magiaru, problemele au fost, s-au evit din cauza mea sau altora, dar le-am făcut față, dumneavoastră știți multe și dintre secrete, că v-am mai spus, am mai discutat și deocamdată sunt pe aceeași poziție la acest liceu, cât se va mai putea, cum spuneam mai înainte, și din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere al celor care mă mai acceptă sau nu ca director, că apar generațiile tinere cu o altă viziune. Deși eu vreau să spun că poate iar lipsi de modestie, așa, m-am adaptat schimbărilor și cred că am fost așa și sunt încă în mintea sau în mințile celor tineri. Nu mi se pare că nu ai da, se spune despre dumneavoastră, da. Apropo, dăm din casă, așa, sau pe surse, că sunteți destul de adaptat la cerințele noi, adică în ton cu ce se, da, cu ce se întâmplă. M-am străduit. Vorbind de, am vorbit și de manager, însă ca profesor de matematică ați trecut toată această perioadă cu provocările ei, cu reușite, poate și cu nereușite. Cum vedeți situația acestei discipline matematică? Pentru că sunt, știți cum e, și avem bacalaureatul ca barometru, nu noi la dumneavoastră la liceu e bine, e mă refer bine, la rezultate, bine, da, dar pentru alte licee, matematica e un dezastru, cel puțin apropo de liceele tehnologice, pentru că ați condus unul și știți cum este. Cum vedeți dumneavoastră rolul acestei licee și mai e nevoie să învățăm matematică? Eu acum mă transpun în numele generației tinere, care nu prea îndrăjnește această disciplină, sau nu toți apreciază această disciplină și trebuie să o învețe. Deci, în primul rând, margem pe un factor obiectiv. E vorba de faptul că au fost desfințate școlile profesionale și chiar școlile de arte și meserii și atunci toți elevii sunt la liceu. Deci poți sau nu poți, vrei sau nu vrei, trebuie să faci liceu. Altfel nu ai deci nu poți să-l întrerupi la jumate, că nu te-ai ales cu nimic. Și atunci nu toți cei veniți sunt și chemați pentru a învăța carte sau a putea să facă față studiului. Doar să știți, sau dacă nu vă spun eu acum, atunci când eu am dat la liceu, erau școle profesionale foarte puternice la noi, foarte mulți copii, erau și situații materiale deosebit de grele atunci și foarte mulți copii care n-aveau posibilități materiale, dar și cei care, să zicem că intelectuale nu le aveau la foarte dezvoltate, au avut posibilitatea acestor școli profesionale. Și o școală profesională de 3 ani, pe vremea aceea, în care se învăța foarte bine meseria, dar se și studia
și limba română, și matematică, și materiile de cultură generală care se întâlnesc la liceu. Și atunci, chiar dacă odată erai mai sărac, în al doilea rând, erai mai, să zicem, mai greu în a deprinde studiul acestor obiecte, alături de, vedeai ce înseamnă și munca, și sigur erai preocupat să prinzi câte ceva. Și se continua liceul la cursurile serale. Și eu să știți, când am venit profesor în Târgu Jiu, am predat și la seral. Dar ce clase de seral am avut atunci, și mi-aduc aminte că m-am dus la un elev la căruia am fost diriginte, lucra la fabrica de lansat, la frigidere, și eu când am intrat acolo, m-am gândit cum de omul ăsta e normal când iasă de acolo. Deci un zgomot din viață, și era și primul din clasă, deci la seral. Deci era un studiu și era și, așa cum am spus, această alegere duală, adică fie liceu, fie școală profesională. S-au desfințat, acum sunt... Încercăm să reintroducem, da, aceste lucruri. Însă, studiul matematicii este o idee preconcepută, că e... Eu mai am așa câte o contradicție cu unii dintre oamenii mai mari ca mine cu privire la matematică. Până acum câțiva ani am fost mai conservator în ceea ce privește schimbarea programei, a manualelor, pentru că nu concepeam eu să renunț la o serie de probleme dificile, frumoase, din matematică, să nu le mai predai sau să le eviți. Și zicea, nu pot, nu, deci eu nu concepeam să se schimbe. Dar acum, având în situație, în vedere situația de fapt că mulți elevi nu, cum să spun, nu abordează matematica într-un mod foarte logic, simplu. Așa, sunt de acord cu programe școlare foarte aerisite, sunt de acord cu subiectele de bacalaureat destul de accesibile, cu toate acestea rezultatele însă nu sunt, sunt deloc îmbucurătoare la examenul de bacalaureat, dar eu zic că un procent de 50-60% din învățământul nostru liceal care reușește să claseze fiecare județ în parte, e mulțumitor. Nici în alte țări nu promovează tot la examen de bacalaureat. Nu, eu vă întrebam și altceva. Credeți, e clar că avem tendința aceasta în ultimii ani de a simplifica totul, de a renunța cam la toate materiile să le facem cât mai simplificate, cât mai erisite, tocmai ca generația tânără să poată să le parcurgă. E asta o soluție? E, apropo de matematică, cât e ea de necesară, în ce ne propunem în viață până la urmă? Te poți descurca fără matematică, măcar la nivelul de gimnaziu? Aici iar ar trebui așa să facem o discuție pe ce se întâmplă la liceu după gimnaziu. Iată, suntem în preajma examenului de bacalaureat, în primul rând a simulărilor, pe urmă examen, nu e mult, dacă luăm să calculăm timpul care rămâne. Și începem pregătirea elevilor pentru examen de bacalaureat și știți unde întâmpinăm cele mai, sau eu cel puțin, pentru mine e iar un semn de întrebare, cele mai grele momente în pregătire, în recapitulare, exact la subiectul acela 1 roman, care înseamnă câteva exerciții de cultură generală matematică, multe dintre ele nu departe de gimnaziu. Elevii acolo merg ca și când nu le-ar fi văzut niciodată. Și asta o spun cu toată responsabilitatea, că sunt foarte mulți care parcă nici n-au trecut prin ele vreodată. Și asta o spuneți dumneavoastră la un liceu, un anumit nivel, nu e vorba de un liceu, deci, tehnologic. Sigur că da. Și atunci îmi pun și mi-am pus întrebarea, și ca să fiu de acord cu dumneavoastră că e un liceu bun și vin copii care au intelectul bun, nu sunt chiar așa... Atât din cât aveți media de admitere, sigur, de la peste 8, e normal. Ce se întâmplă, domnule? Se întâmplă fenomenul pe care îl cunoaște toată lumea. Sunt atât de multe puncte care distrag elevul de la studiu, încât au ajuns și i-am întrebat direct, nu, să nu mai aibă răbdare. Deci e vorba de răbdare. El nu are răbdare să stea cum stăteam noi, 2 ore să-și facă lecție cu lecție, la română, la matematică, la ce are de făcut pentru asta. Nu are răbdare să stea la masă o oră, o jumătate de oră să lucreze. Și am întrebat, măi copii, ce se întâmplă? Aveți răbdare? Mi-au răspuns în masă că n-au răbdare să stea acolo. Păi n-au răbdare, că acum vedem foarte bine Facebook-ul și eu sunt atras de el. Acum și îmi pierd timpul, dar eu după ce muncesc, știți, mă uit. Așa. Asta ar fi bun, că sunt lucruri frumoase acolo, dar în afară de unele porcării care le mai trebuie, chiar așa mai tineri care nu prea învață, știți? Așa. E calculatorul cu alte lucruri acolo, e televizorul, Dumnezeu știe, e strada. E strada care e mai atractivă ca niciodată, știți? Parcă nu mai au unde să vorbească, nu mai au unde să-și...
consumă energia decât acolo. Și anturajele, care iar le cunoaștem toți și probleme care apar în cadrul acestor anturaje. Deci, toate aceste puncte sunt mai cu forță mai mare de a atrage copilul decât chiar cum să spun, dorința noastră și propunerea noastră către ei de a studia. Deci nu matematica, ca să răspund, nu matematica, că ar fi că s-a mai simplificat, s-a mai simplificat. Ziceam eu că e bine că s-a mai simplificat, că noțiunile de bază au rămas. Și chiar azi sunt la niște lecții la clasa 12, unde le-am predat și le-am arătat la ce folosesc, să zicem, calculul integral, pe care s-a uitat la el cu scrisul, cum arată ele acolo, mult timp și se uită unii și acum. Dar, și am ajuns la lecția aceea în care să vadă că e o chestiune extraordinar de practică și nu e grea deloc. Dar aici trebuie, v-am spus, să încercăm împreună cu părinții, și iar e un punct care trebuie discutat, nu de noi doi aici, că nu-l rezolvăm, dar întreaga societate să facă acest lucru și ei să înțeleagă că nu numai noi, nici noi nu facem poate tot ce trebuie, dar nu numai noi putem să-i motivăm să studieze. Exemplu personal, nu știu, Dumnezeu, nu mai contează să vadă un profesor. Eu v-am spus și am mai spus și la televiziune, așa, când am fost chemat. Eu mi-am admirat așa de mult profesorii mei și cei care au fost până la universitate, dar pe cei de la universitate eram, cum să spun, îndrăgostiți de personalitatea lor, încât îi imitam și cum vorbesc și cum merg. Îmi cumpăram și geantă ca a lor când mă duceam la curs, numai să semăn și eu puțin cu ei. E, nu mai prea suntem noi modelul, așa, știți, de... Da, asta ar trebui și dumneavoastră, cei care sunteți în generațiile care a prins și alte vremuri, poate ne dați la cei care generațiile mai tine din învățământ, ce se întâmplă, de ce, poate ne dați o explicație de ce s-a pierdut modelele în general. Că e o problemă și acum, din acest punct, deci, de vedere. Care e explicația mea, așa, nu grozav de științifică, dar știți foarte bine că la dumneavoastră, în primul rând, și apoi la noi, părinții copiilor care sunt în școală sunt elevii acestor ultime generații, când învățământul nu i-a mai atras. E clar. Nu aș putea să generalizez, dar și în toate școlile, sau în foarte multe școli, au venit și vin încă, și o să mai vină profesori tineri din aceste generații. E, acum, dacă ei ne-au înțeles sau nu pe noi, vom vedea cum își desfășoară activitatea. Și n-aș vrea să fac comentarii mai mari, pentru că, mă rog, cunosc, nici nu trebuie să stau pe la ușa lor sau să mă duc în clasă, cunosc anumite situații, dar mă gândesc sau gândesc că în viitorul apropiat, câțiva care am mai rămas așa mai cu experiență pe acolo, să constituim, măcar pentru ei, nu neapărat un model, dar un exemplu de bună practică, adică un exemplu de oameni care știu să-și coordoneze clasa încât să nu ești bolnav de la o oră și să ești fortificat de desfășurarea ei. Bine, nu e cazul aici în Gorj, dar vedem foarte des pe internet, chiar prin emisiuni de televiziune, diverse fapte reprobabile care se întâmplă într-o sală de clasă, nu sigur, neapărat nici pe matematică. Nu, general, da. Noi, profesorii, da, nu alții. Da, deci aici, nu? Da, e o problemă. Dar întorcându-ne la experiența dumneavoastră și la ce ați făcut în toți acești ani, cum vi se par acum? Și, să zicem, în comparație, haide să luăm pe profesorul care venea în 98, spuneați dumneavoastră că ați ajuns la economic, nu? Da, am reținut da. Bine. Deci, practic, mai sunt încă puțin și sunt 17-18 ani, nu? Cam așa. Da, da. Cum erau copiii de atunci de la economic și cum sunt cei de astăzi, de exemplu? Predați la clasa 12 așa atunci și acum. Da, deci... Cred că am și răspuns, dar mai spun așa, când am venit la economic și am luat o clasă de a 12, pentru că profesorul plecase la pensie, care, în locul căruia am venit, nu mi-ajungeau în primele ore neobișnuit, pentru că totuși la tehnologie de unde am venit eu era mai greu puțin așa, nu lucram chiar așa de bine cu toți elevii. E la clasa 12, când am predat, eu nu mi-ajungeau exercițiile selectate de mine de acasă ca să le fac cu elevii. Deci eu trebuia să, și am înțeles că trebuia să am la mine mult mai multe materiale ca să pot să îi mulțumesc pe elevi. Iar eu cred că nu se supără nimeni pe mine, dar
mă rog, cei care mă înțeleg și care m-au înțeles vor fi de acord cu mine, clasa la cu nivelul mai scăzut de pe vremea aceea, într-o anumită specializare, nu o spun acum, era mai bună sau mai interesat elevii decât aproape cea mai bună clasă de acum, cu specializarea de acum. Deci cam asta s-a întâmplat între timp. Bun, e adevărat și asta o vedem toți cu pe undeva. N-ați spus ceva fals, deci cu siguranță sunt argumente suficiente. Atunci cum se explică că aceste, spuneați de apropo de atenție și de cum atragem chestia aceasta, pentru că generațiile actuale, cu siguranță față de generațiile de acum 20-30 de ani, sunt mult mai informate, știu mult mai multe lucruri, vorbeați de Facebook, vorbeați de toate aceste, da, să spunem, atracții. Dar cu toate acestea, ele nu se concretizează în formarea lor ca personalitate, ca, chiar ca intelect, pentru că și matematica, cel puțin citeam și pentru această emisiune îmi făceam așa o ăsta, și explicația este, deci pe lângă alte lucruri în care matematica este utilă în formarea unui elev, este și faptul că dă o gândire logică, are multe, multe contribuții. E, pentru unii nu e deloc logică, matematică și toate celelalte încă de la nivelul de gimnaziu. Da, pentru că dacă se pierde firul, știți, nu e greu să recuperezi ceva la matematică. Asta presupune să lucrezi, hai, poate nu fiecare zi cum lucram noi, că noi eram îndrăgostiți de cartea asta, de matematică, de când eram elev, așa cum v-ați spus. Dar oricum trebuie lucrat mai des decât cum lucrează marea majoritate dintre copiii de acum, pentru că dacă uiți sau pierzi anumite lucruri, greu să le mai recuperezi sau să le inserezi așa într-un lanț de probleme. Deci, nu știu cum să zic cu matematica, dar zice că nu matematica e numai matematica, parcă este de vină, că nu văd succese deosebite nici la nimic, alte materii. Practic, știți? Sau în orice caz la foarte puține... Sigur că dacă ar fi așa, că înțelegi, doamne, că și pe vremea noastră, nu și dumneavoastră, care aveți o pregătire umanistă, știți că, da, față de partea asta realistă, aveați reticență ca și mine, față de partea umanistă de atunci. Că dacă aș fi acum la liceu și aș fi la real, n-aș scăpa nici pregătirea umanistă, pentru că este de o valoare extraordinară acum. Îi trebuie oricărui om. Și suflet îi face, îi formează și cultură generală. Dar atunci așa erau vremurile. Ne specializam pentru un domeniu și mergeam pe el foarte tare, mă rog, cu succesele noastre în acest domeniu. N-ar putea fi, așa cum vorbesc și cu specialistul în educație, nu cumva aici este și una din explicații, pentru că atunci, să zicem, mergea la economică, vrea să facă o carieră în domeniul economic, termina apoi, care termina și o facultate și cu siguranță îl regăsești și astăzi, care au rămas la Târgu Jiu sau ca angajat într-o, deci profesează chestia asta. Astăzi avem un copil care termină economicul, apoi dă la medicină sau dă la nu știu ce altceva, sau face dreptul sau ceva de genul ăsta. Deci nu mai sunt nici, au ezitările acestea, nu-și văd viitorul mai departe de un an, doi. Deci nu gândesc pe termen lung. Da, deci... Orientarea profesională suferă. Cum să spun, totuși avem o șansă la această școală în ideea pe care ați spus-o dumneavoastră acum, în sensul că foarte mulți dintre absolvenți merg pe calea pentru care au venit la economic și se descurcă foarte bine. Am primit felicitări de la Academia de Studii Economice chiar acum. Am rămas așa impresionat când m-a sunat decanul de la una dintre facultăți sau rector, nu mai țin minte acolo, cât să mă felicite, nu știu, că au elevi foarte buni, ca să nu mai vorbesc la Târgu Jiu, iar așa, și merg majoritatea, plus că specializările de la economic, copiii se reîntâlnesc și chiar în viața activă, nu numai la studiu. Da, cred că am ales puțin mai slab exemplu, în sensul că dumneavoastră sunteți un liceu cu niște nișe, în sensul că e exact, foarte... se găsesc încă posibilități bune de umplerea golurilor a acestor nișe care apar sau care au apărut. Dar... cum să vă spun, sunt mulți factori care influențează pe copii și nu este prioritar unul mai științific al, cum să vă spun, orientării copilului spre alegerea carierei, știți? Că nu prea mulți ani de zile acum avem colegi psihologi școlari care se ocupă și de problemele acestea atât cât pot ei în timpul care l-au, dar intervin alți factori. În primul rând,
cred că familiile și multe dintre familii și mai ales ale copii, familii care au trecut printr-un nivel cât de cât mai înalt de pregătire, au pretenții și, și îndeamnă copiii sau chiar îi duc acolo unde ei ar fi vrut să ajungă sau unde au ajuns și au văzut că este foarte bine. Așa a mers spre medicină, copiii și de la economic. Așa a mers și vă spun și eu am fiica mea care a făcut matematică informatică la liceul Tudor Vladimirezu, s-a dus tot la medicină. Deci a fost, intervin acești factori. Și plus că este și spectrul larg al facultăților la care se pot duce copiii. Dacă nu poți să intri chiar la una care are un impact asupra pregătirii ulterioare a copilului, este una similară la în altă localitate, unde nu sunt pretențiile foarte mari. Se duce acolo, tot se duce să facă ceea ce zice părintele, zici, se duc grupuri de copii, grupuri de prieteni. Au rămas să-și aleagă cu adevărat cale de urmat elevii aceștia performanți. Ei știu foarte mult pe ce s-au realizat, unde au obținut succese la olimpiadele în domeniul lor și majoritatea dintre ei știu că merg pe ceva bine bătătorit. Foarte mulți din ceilalți merg acolo unde i-o duce vântul. O să vă citesc câteva dintre mesajele și pe Facebook și apoi vă citesc și câteva SMS-uri legate de emisiunea noastră. Vreau să vă spun că sunt și foarte multe like-uri apropo de faptul că veniți dumneavoastră la emisiune. Veronica Cuțitoiu spune respect pentru domnul director. Maria Popescu spune viață lungă, felicitări domnule profesor. Dumitru Raul spune, vă face o caracterizare care mie mi s-a, am vrut să o folosesc când la începutul emisiunii cu aveam. Bună pregătire profesională, excepțională capacitate pedagogică, mare caracter. Petre Ciung. Așa mulțumesc, mi-a fost elev, iată că mă mândresc. Și asta e viața noastră ca profesori pe la urmă. Ștefan Munteanu spune, toată stima, mult respect pentru domnul Petre Ciungu. Dorin Brozbă, prietenul nostru comun și fost elev al dumneavoastră, din câte spune Dorin Brozbă. L-am avut dascăl de matematică pe când eram elev la Colegiul Național de Caterina Teodoroi, un om cu vreo 37 de ani. Pe lângă faptul că este un profesionist desăvârșit, domnul profesor Petre Ciungu este și un om de foarte mare calitate. Felicitări pentru tot ce a făcut și face pe altarul învățământului gorjan de mare performanță. Aici dați-mi voie să-l salut și să-i mulțumesc pentru apreciere și chiar dacă mi-a fost elev, deci eu profesor și dumnealui elev, iată poziția pe care o ocup acum și cu care mă mândresc când îl văd ceea ce face, pentru mine e o mândrie să mă aprecieze un astfel de om. Avem și SMS-uri, cum spuneam. Cineva, un telespectator, la mulți ani pentru domn profesor și mult succese în anii care au mai rămas până la pensie. Mulțumesc, să trăiască, să aibă și dumnealui multe succese. Așa, o doamnă Mădălina spune că i-ați fost profesor la liceul 4 în anii 90 și de la dumneavoastră a învățat matematică. Astăzi a ales o carieră universitară. Mă bucur, nu. Așa. Să mai documentez să văd care. Da. Foarte frumos. Așa, cine... Oamenii din Gorj ar trebui să afle cât mai multe despre profesori de asemenea învergură ca domnul Petre Ciungu, spune cineva. Da. Sunt destui profesori, e clar asta. Nu... Eu am avut șansa să apar acum cea la televizor. Așa. Cineva spune că v-a cunoscut și ca elev și ca profesor. N-am înțeles. Adică v-a fost și profesor și... Sau adică mi-a fost elev și fost așa. Și a rămas impresionat de dumneavoastră din toate punctele de vedere și vă urează multă sănătate și succes în toate. Mulțumesc mult! Cam acestea sunt mesajele în acest moment. De fapt și timpul acordat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Ne întoarcem pentru un minut la carte. Ați strâns aceste... probleme, aceste exerciții, să zicem ce propuneați dumneavoastră în matematică acum 3 decenii, să spunem așa. De acum 3 decenii. Până... De acum 3 decenii? Da. Mai sunt valabile astăzi că sigur. Matematica nu se schimbă, sigur, să zicem așa, sigur. Sau se schimbă? Sunt frumă, nu, se schimbă în sensul disciplinei care se predă în școală, adică se pot restructura programe, manuale,
mă rog, sunt problemele așa cum sunt, unele mai ușoare, dificile alea nu mai prea sunt, dar ele sunt valabile, orice carte de matematică este valabilă, oricând și oriunde. Vă urăm ca această carte să ajungă mâinile la cât mai mulți iubitori de matematică, suntem convinși de acest lucru și poate am ratat un lucru, am avut de gând la începutul emisiunii, m-am luat cu ăsta, poate puteam să facem și un concurs cu cine trimite cel mai interesant, mai ales că au fost destule da. SMS-uri. Haideți să o facem retroactiv, având în vedere că cartea o avem. Da. Cei care, deci, din cei care ne-au trimis mesaje, și pe Facebook și pe ăsta, le băgăm toate la un loc și alegem pe care e cel mai inspirat și telespectator, o să anunțăm numărul de telefon sau numele, că pe Facebook avem și numele, din coace da. La SMS-ul nu avem decât un singur nume și cel interesat să poată să intre în posesia acestei, cu mare acestei plăcere, cărți. Sigur. Sau să vină la dumneavoastră la liceu să facă rost absolut, de carte. Absolut, sigur, sigur că da. Deci, cei care ne-ați trimis mesaje în această seară, puteți să faceți rost de această carte, o să stabilim un câștigător, că sunt destul de multe mesaje, nu aveți cărți câte mesaje sunt, și automat doritor, deci cel care va câștiga, o să îl informăm. În emisiunea următoare anunțăm acest lucru și vom stabili cum face rost de cartea respectivă. Domnule Petre Ciungu, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și ca să începem cu donația de carte, unul dintre exemplare va rămâne în studio dumneavoastră așa cu dedicație. Vă mulțumim. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului, invitat domnul Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu. Mulțumim de atenție, la revedere! La revedere!